Salut, dragii mei, sper că sunteți bine. Eu nu m-am filmat de câteva zile bune. Am avut câteva idei, dar din păcate stau cu timpul extrem, extrem de prost. De când m-am întors la serviciu și serile mi se ocupate cu Silvia. Așa că am decis că să mai fac un mic vlog weekendul acesta. Mergem acum la Dragoslavele, în județul Argeș. Nici nu știu exact unde este. Mergem la o nuntă la cineva. O nuntă din asta mai tipică. Mergem la o cabană. Nu se face petrecere din aceea cu stat jos și mâncat multe feluri de mâncare și așa mai departe, ci, nu știu, trebuie să ne îmbrăcăm în ii, ceva de genul ăsta. Sper să fie interesant, o să vă arăt și vouă cum e pe acolo. Și am plecat din București de vreo o oră, poate chiar o oră și un pic de acasă. Era super... Da, mami. Era super full la, pe Iuliu Maniu, că trebuie să mergem spre Pitești. Așa că am ocolit prin Comuna Roșu pe undeva. Mami, dar nu pot să vorbesc dacă tu strici. Na, Silvia deja nu mai are răbdare. Încerc să fiu spontană și să-i pregătesc diverse jucării în mașină. Dar ce ți-am pregătit acolo, mami, da? Am stat și pe telefon la desene până acum. Da, e ultima dată, cred că nu mai plecăm la într-o mai mult de oră cu mașina pe weekend. Și... Asta era oarecum obligație să mergem, dar cred că cam asta e ultimul. Neața, dragii mei. Bineînțeles că ne-am trezit la ora 8. De fapt, ne-am trezit mai devreme, am tot lălăit-o prin pat, cum se zice. Și acum mergem să mâncăm ceva de micul dejun. E vreme superbă afară și îmi pare atât de rău că mi-am uitat sistemul de purtare acasă, pentru că aș vrea tare mult să merg un pic cu Silvia la plimbare și să o țin lipită de mine. Poate să încercăm în brațe, dar în brațe se mai zbate, mai vrea pe jos, mai așa, în sistemul de purtare sunt prea liniștită. Dar și o să vă arăt un pic din prejurimile, pentru că e foarte, foarte frumos. Azi noapte când am venit n-am reușit să vedem nimica. Da, da, ți-e și bună dimineața, mami. Cabana e foarte drăguță, din asta tipic așa rustică de lemn. Avem tot ce ne trebuie aici. Și cred că o să fie două zile foarte drăguțe, foarte bune pentru noi. Ce faci? Ușor, ușor la tine, da, mami, să nu se supere. Ușor, așa. Ușor, ușor, mama, ușor. Ușor, mami, ușor. Ușor. Silvia! Noi suntem aici la o nuntă, o nuntă mai tradițională, așa, ne-am îmbrăcat oarecum tradițional, eu cel puțin tradițional stilizat. Dar cumva nu ne-am putut sincroniza cu orele, cu nuntașii, mai exact cu Miri, că nuntașii nu sunt foarte mulți și Miri a organizat totul. Și iar noi trebuie să ne întoarcem acum la cabană ca să-i dăm de lui Silvia de mâncare, că ea mănâncă pe la 1 și bineînțeles trebuie să-i respectăm ei programul. Dar oricum am vrut să vă arăt așa un pic în spate, e foarte, foarte frumos și îmi place ce și-au ales. Acest kit aici undeva în munte. Peisajele sunt superbe, o să încerc să filmez puțin și în mașină. Da. Și... Da, cam așa ne petrecem sâmbătă de azi. Vreau să vă arăt puțin cu ce sunt îmbrăcată. Am o ie, mă rog, nu-i chiar o ie, de la mama, o bluză de gen ie. Și o fustă care mi-e făcută de colega mea de la serviciu, Cristina, care e o cuitură să ne mai pomenită. Și așa m-am îmbrăcat, pentru că nu am avut la îndemână costul tradițional. A
de mult îmi place pădurea prin care trecem, peisajele astea de munte, așa de mult mă relaxează. Și nu sunt chiar multe, multe, este cumva... Nu știu exact cum e, care e forma asta geografică, dar în orice caz, superb, superb. Bărbatul meu care rezolvă lucrurile. Am găsit un copac în mijlocul drumului și o trebuie să oprim mașina să-l dăm la o parte. Bună dimineața, dragii mei! Astăzi este duminică, deci astăzi o să și plecăm. Eu sunt Silvia pe afară. Noi, eu cel puțin, de fapt nici Silvia, la ea nici nu se punea problema. N-am participat aseară la petrecerea de nuntă. N-am participat aseară la petrecerea de nuntă pentru că eu am stat cu Silvia și am și citit puțin. Și oricum nu aveam practic cum să particip, pentru că dacă m-aș fi distrat până pe la 3-4, nu aveam astăzi cum să fiu activă cu Silvia. Și mă stăteam aseară, ea cu ea în pat. Și mă uitam așa la ea, deci atât de dragă, o iubesc atât de mult, nu știu, și îmi imaginam tot felul de scenarii, că dacă ar pățit ceva Silvia sau ar răpi-o cineva sau alte tâmpenii de genul ăsta, și îmi imaginam că aș fi efectiv și că aș lua o raznă, dacă s-ar întâmpla ceva de genul ăsta. Da, în alte ordine de idei, nu știu cum sunteți voi, mamele de copii mici, însă eu, vai, mă simt așa de multe ori ca o bona a Silviei, deci efectiv trebuie să stau după ea zi și noapte, minut și minut, să mă îngrijesc de ea, să fac ce face, să fie bine, să mănânce, să nu fie prea fric, să nu fie prea cald, să bea destulă apă, să fie schimbată. Și acum cum umblă, trebuie să și fiu tot timpul să fac ce face, să nu învățească ceva, să nu plece pe undeva. E foarte greu. Meseria de mamă, nu mi-o imaginam că e atât de grea. E superbă, nu pot să zic, dar este și extrem, extrem de grea. Cred că pe fundal se aude. Este un țuriaș aici, în stânga mea. Foarte frumos locul ăsta unde am venit. Suntem la Dragoslavele. Deci și Silvia vorbește, că au auzit, nu știu dacă se vede în cadru, dar în orice caz e aici.